Bună ziua, bun venit la Fotbal Minut cu Minut, noua ediție, Fotbal Național, Liga 1 România. Astăzi avem câteva meciuri de importanță maximă, cum ar fi Dinamo CFR sau Craiova Astra Giurgiu, derbiul provinciei în acest moment. Am avut și un meci care s-a jucat mai devreme, este vorba de Politehnica Iași cu ASEA Târgu Mureș. Rezultatul a fost de 1-1. În câteva momente o să vedem și acest rezumat. Sper că vom avea meciuri spectaculoase în acest weekend. Iată, să vedem cele mai importante faze de la Iași. Ianis Zicu cu o lovitură imparabilă, aproape de vincul porții. A fost 1-0, iar Mitic a marcat și el cu o incursiune frumoasă de la jumătatea terenului și un șut la colțul lung. 1-1, Goliaș, ASEA, Târgu Mureș. Avem scurt timp și notele acestui meci, să vedem pentru echipa etapei care va fi la sfârșit. Până atunci să dăm legătura la Craiova, Grigore Elisei. La Botoșani, Vasile Arhire ne va ține la curent cu noutățile. Dan Ștefănescu este prezent la panduri, Călia Bolivinișoara, ce spune. Concordia Chiajna, Steaua, Teoharie Coca Cosma. La Viitorul, Octavian Vintilă ne ține la curent cu noutățile pe Național Arena. Cine altcineva decât Ilie Dobre. Ilie, hai legătura în aceste momente, să ne bucuri cu un meci de zile mari. Bună ziua, domnilor, domnișoarelor și domnilor, transmitem după Național Arena derbiul etapei a 16-a dintre Dinamo București și CFR Cluj-Napoca. Gazdele cu Ioan Antone pe banca tehnică, încep cu o formulă ultraofensivă 4-3-3 în poartă. Peneto pe linia de fund, Hancare de Înșaru, Mevli, Asterianov, Filip la mijlocul terenului, Busuladici, Palici, Nistor și în față rotariul Lazar și Noere. Miliuță a venit la București pentru a câștiga toate cele 3 puncte și a primit și el o formulă foarte ofensivă în poartă cu Mincă pe linia de fund, Lopez, Larie, Penteleu, Camora la mijloc, Carlos, Petrucci, Nascimento, Nuvie, Bud și Păun în linia de atac. Oaspeții au lovitura de începere. 20.000 de suportere și încurajează frenetic echipa favorită Dinamo București. Marius Abram este la centru acestei partide. Cele două echipe ocupă poziții vecine, poziția 5 și 6, la egalitate de puncte, 23. Acum Larie la balon, îi pasează lui Nuvie. Recuperează dinamoviștii prin Sterianov Filip, îi pasează lui Busuladici. Palici urcă în jumătatea adversă, dar pierde balonul și acum contraatac al celor de la CFR. Bud, tânăra speranța ardelenilor, a pierdut balonul. Mevlia urcă cu balonul la picior. Iată o lansare în adâncime pentru Bizonul. Gnoere îi pasează lui Vali Lazar. Centrare în careu. Cap și gol! Busuladici, o lovitură necruțătoare de cap din interiorul careului de 16 metri și centrarea lui Lazar
a avut un rol important în deschiderea scorului. Acum o replică tăioasă a CFR-ului cu balonul în banda dreaptă cu Lopez. Recentrează în fața porții acolo Petrucci cu capul. Nu vine peste poarta apărată de Peneto. Ocazie importantă a lui CFR Cluj. Foarte aproape de a egala legătura și pe celelalte stadioane. Bună seara, vă spune Grigore Elisei din Moltenia, unde se joacă derbiul provinciei Craiova-Astra-Giurgiata. Moltenii se împuși pe atac astăzi. Briceac, șut periculos, însă apără Simplu Rom. Rostul Oltean a avut o paradă de zile mari și repunere din marginea terenului, încă o dată Haut, probabil tatăl său mai ține cu Universitatea, chiar dacă își susține fiul. Vătăjelul mai departe până la Băluță, Băluță pătrunde în care însă apărarea Astrei se bâlbâie și aruncă mingea în corner. Bancu centrează și aproape de gol din nou. Național Arena! Da, Ilie, ai legătura! Lovitură de teatru! CFR Cluj primește o lovitură de pedepsă la intrarea imprudentă a lui Mevlia. A fost o presiune continuă a CFR-ului după primirea golului și iată acum penalti bine meritat. Execută Petrucci față în față cu portarul dinamovist. Egalează Petrucci cu un șut pe mijlocul porții, l-a lăsat să plece la țigări pe portarul dinamovist Penedo și a marcat 1-1. Să vedem un meci spectaculos în continuare. Să mergem la Botoșani. Vasile Arhine vă salută din Delfineul Moldovei la Botoșani, un meci destul de echilibrat. Lichim la balon, îl găsește pe Mușat, Nicolae Mușat pierde balonul și mare, mare ocazie are Ivanovici. Până acum s-a remarcat Ivanovici și cu Novac, doi jucători buni voluntarului care au făcut arcea-parcea apărarea botoșeneană. De nou Novac până la Maftei, meci de uzură în aceste momente. Se vede că sunt două echipe echilibrate. Lovitura liberă avem pentru Botoșani, va executa Laurențiu Marinescu. Se pregătește, este destul de periculos Marinescu. Haideți! Emoții mari pentru publicul gazdă, Marinescu, șut, bară! Extraordinar! Mingea a fost aproape să strângă. Dan Ștefănescu. Bună seara, vă spune Dan Ștefănescu de la Târgu Jiu. Meciul este destul de slab până acum. Echipele se tatonează, nu a fost absolut nicio ocazie de gol. Două echipe care sunt în prag de faliment. Iată acum Țucudem. Țucudem în banda stângă. Dă legătura la colegii mei. Legătura la Chiajna. Se dă legătura la Chiajna în acest moment. Lovitură de teatru, echipa gazdă deschide scorul în aceste momente. Fantastic, nu vine a crede. Atacantul Pena l-a învins pe portarul Niță. Iată cu un șut norocos, pot să spun. A scăpat din marcajul lui Mitrea și șutul acesta de Viadeniță a intrat în poartă. Cred că este și greșeală de portar. Sunt Eohanie Coca Cosma și o să vă țin la curent cu acest meci care se anunță a fi destul, destul de intrigant. Este 1-0 pentru Concordia Chiajna, minutul 28. Steaua începe balonul, să vedem replica roșalbaștrilor. Bourceanu la mijlocul terenului. Bourceanu îl găsește pe Moche. Moche, Moche pasează cu Golubovici. Să vedem. No, s-a fumat acțiunea. Dă-mi legătura. Să mergem la Octavian Vintilă. Viitorul este 0-0. Octavian Vintilă vă salută.
Acum l-avem pe Țâru în banda dreaptă, dar este faulta de Buzean. Să vedem, probabil va fi cartonaș galben. Dacă se anunță vreo fază periculoasă, o să intervin. La Craiova. Ești frumos în continuare la Craiova. Oltenii atacă în valuri. Apărarea Astrei nu prea face față cu tăvălugul Oltean. Iată-l acum pe Teșeira, dă Finuș mingea pe lângă Briceac și scapă. Scapă pe atac, însă nu are cu cine combina. Alancea până la Vătăjelu. Vătăjelu vede bine jocul, pasează la Mateiu, însă pierde în fața lui Butescu. Național Arena. Revenim pe Național Arena cu derbiul etapei. Dinamo CFR Cluj, un meci de care pe care, un meci frumos cu ocazii de ambele părți. Acum în atac Dinamo, balonul la Nedelcearu, pasează pe banda dreaptă lui Rotariu. Rotariu, tânăra speranța dinamoviștilor, urcă spre poarta ardelenilor, dar este faultat și primește o lovitură liberă lateral dreapta. Centrează minutul și scorul pe toate stadioanele. Minutul 40, Botoșan voluntari 0-0. Minutul 40 în bănie, 0-0, Craiova Astra Giurgiu. Minutul 40 la Târgu Jiu, 0-0. Minutul 40, 1-0 în continuare și iată o intrare urâtă a lui Bouărceanu. Este posibil să fie cartonaj roșu. Să vedem. Nu, a fost iertat, doar galben primește Bouărceac. Minutul 40, 0-0, viitorul Gazmeta Mediaș. Minutul 42, un meci destul de echilibrat până acum, scapă Lovin, Lovin dintre care o centrează, însă nu este atent Budescu și se pierde această fază. Țină legătura până la finalul primei reprize aici, pentru că se joacă destul de frumos. Zlatinski până la Băluț, se intercalează foarte bine și îl găsește pe Măzărache în banda dreaptă. Măzărache este deposedat de Teșeira. Mi s-a părut foarte în formă Măzărache în această repriză. Băluță mai departe. Băluță va veni cu centrarea, însă este blocată. Ioniță și fluier final al primei reprize, doamnelor și domnilor. Rezultate interesante ale echipelor noastre la pauză. Destule goluri s-au marcat, o să vedem ce se va întâmpla în a doua repriză. Cum v-am spus, fotbalul cu minut o să aibă două părți. Aceasta cu meciurile și a doua parte în care o să vedem echipa etapei, topul golurilor, dar și intervenții ale finanțatorilor sau ale fotbaliștilor live. Haideți să ne pregătim, să dăm legătura mai departe colegilor noștri. A început repriza a doua la Botoșani. Să sperăm că o să fie la fel de frumoasă ca prima. Iată scapă botoșanenii, dar minge este la Vajvari, Maculeviciu, 1-2 frumos cu Iuncănaru. Tabacariu acum, Ivanovici. Tabacariu pasează pentru Cernat, dăm legătura mai departe. Ai legătura, Dan. Târgu Jiu-l. S-a marcat, doamnelor și domnilor, fundașul drept a Bocșan a reușit o torpilă. Iată ce apariție surprinzătoare a avut în careu și a făcut șahmat cu această fază apărarea gorjană. Fanii pandurilor au început să plece de pe stadion. O să vă ținem la curent dacă se mai marchează sau dacă se schimbă meciul. Până acum este la fel de plictisitor. Să revenim la Chiajna. Minutul 50 la Chiajna. În continuare atacă echipa gazdă. Minge ajunge la pena. Pasează până Adrian Cristea. Și aproape de 2-0. Prințul, cum era odată supranumit, a avut golul în vârful bocancului, însă mingea trece milimetric de bară. Dăm legătura la alți colegi. Să mergem la Târgu Jiu. S-a marcat din nou la Târgu Jiu. Da, îmi cer scuze, a fost un gol din offside. Un gol marcat de Bărbuță, dar arbitrul a văzut offside. Teo Harie, ai legătura. Gol! Extraordinar! Steaua reduce din
diferență și este 1-1. A marcat Golubovici, vârful de careu al steliștilor. Și-a bătut joc de apărare adversă și un șut la colțul scurt. Pălgrădean nu a avut reacție la această torpilă. Oarecum lucrurile intră pe un făgaș normal și este 1-1. Steaua luptă pentru cele 3 puncte care sunt în joc. Să mergem în Moldova la Botoșani. Minutul 57, voluntariul pare să se mulțumească cu un punct din această întâlnire. Nu au mai atacat foarte, foarte tare ca în prima repriză. Botoșanu și-a făcut jocul și a avut 3 ocazii prin Vajvari și 2 Matulevicius. Acum mingea este la Bălan, în banda stângă Bălan, scoate 2 jucători din joc. Acum Bălan intră în careu, pasează până la Cernă, Cernă, o piruietă frumoasă la marginea careului, Cernă, șut! Ce am crezut că este gol! Ce minge înșelătoare a trimis veteranul, iată pe unde a trecut! Extraordinar! Ilie Dobre, Național Arena. Minutul 60, Dinamo CFR, un meci foarte frumos, o încrâncenare drastică. Acum CFR încearcă un atac pozițional cu Nascimento, pasează central, dar greșește și Rotariu ajunge la balon. Rotariu îl lansează pe Gnoere, Bizonul intră în careu, scapă singur cu portarul, șutează, respinge fundașul CFR-ului, este la Palici. Șut, Balic respinge Nistor în bocan și gol! 2-1, domnilor, domnișoarelor și domnilor. O fază de biliard. Noere a șutat. Îl depășise mingea pe portar, dar a respins fundașul CFR-ului. Apoi Balic și-a încercat șansa, dar blocajul CFR-ului a respins și Nistor a lovit necruțător și acum Dinamo face fericiți 20.000 de spectatori. 2-1 și meciul continuă, să vedem replica CFR-ului. Iată acum CFR-ul începe balonul de la jumătatea terenului și încearcă o replică. Mai sunt 30 de minute de joc. Timp este. Noi sperăm să vedem cât mai multe goluri. Gnoere îl pune în acțiune pe Nistor, autorul golului, cu balonul la picior. Urcă lateral stânga. Iată un dribling finuț, îl pasează lui Gnoere și cu capul pe lângă poarta lui Mincă. Tot Dinamo are posesia, tot Dinamo ține presiunea. Legătura și pe alte stadioane și... S-au aruncat zarurile la Chiajna. Vreau legătura. Extraordinar, vă bine să nu să credeți, lovitura de teatru. Pana reușește golul victoriei. 2-1 pentru Concordia Chiajna. Toșca și cu Borceanu au greșit grav la această fază. Iată cum s-au bâlbâit, iar Pană, care după părerea mea este jucătorul meciului, a profitat la maxim de această breșă în apărare și aduce Chiajna în poziția de favorită a acestui meci. 2-1, Concordia Chiajna, Steaua. Să dăm legătura colegilor noștri mai departe. Aș dori legătura la voluntari, s-a marcat în sfârșit. Da, hai să dăm legătura la Vasile Arhire. 1-0 pentru echipa mai bună, per total. Iată Florin Cernat reușește să marcheze după atâtea ocazii. Un șut la colțul lung a fost scăpat din marcaj. Și vulpoiul bătrân Cernat a știut să lovească unde este mai dureros. În aceste momente este 1-0 pentru voluntari și probabil o să înceapă să închidă jocul ilfovenii. Moldovenii ce mingea de la jumătatea terenului o să intervin dacă mai sunt goluri. Să dăm legătura în bănie la Grigore Elisei. Minutul 74. Craiova în continuare este în căutarea golului victoriei, însă
Astralii au stat foarte bine în defensivă, acum Bugeman încearcă o centrare, dar mingea este respinsă în corner. Execută Constantin Budescu. Respinge Ilie Dobre pe Național Arena. Revenim pe Național Arena, tot Dinamo conduce ostilitățile. Acum portarul Mincă greșește, îi pasează din greșeală lui Nistor și lovează balonul în vin cu porții, respinge cu un ultim efort portarul ardelean. O execuție de maestru al lui Nistor. Se vede că știe fotbal. A venit la mingea și a trimis-o direct în bară. Craiova Maxima reușește în minutul 82. Cel mai frumos gol al sezonului. Mazărache este autorul. A explodat stadionul extensiv. Priviți ce torpilă a avut cu piciorul stâng. Direct în plasa laterală, un șut greu de aparat. Și 1-0 pentru Craiova, un gol meritat al ordenilor, pentru că au avut destule ocazii. Silviu Lung este bătut într-un final. Marius Șumudic este plin de nervi. Cred că va schimba, îl văd la margine pe Daniel Florea. Să dăm legătura colegilor mei pentru alte... Să mergem la viitorul. 85, un meci patetic. Fără ocazii de gol, doar o singură bară. Un meci plictisitor, două echipe care se îndreaptă către Liga a doua, practic. O să dăm legătura colegilor pentru alte meciuri mai frumoase. Legătura la Chiajna, dăm. Mulțumim de legătură, Chiajna. Caută în continuare golul. Șut și aproape să marcheze din nou pena. Au jucat fantastic. Ilfovenii, steliștii nu s-au găsit pe teren. Nu știu ce se întâmplă, însă acest an nu este jocul Stelei București. Borceanu este nervos pentru că este după teren, dar a fost veriga slabă a echipei, el și cu Mitrea. În continuare Serediuc îl găsește foarte bine pe Pena, 1-2 cu Serediuc. Serediuc intră printre doi adversari și scapă către poartă. Serediuc, Serediuc, oh, ce intrare urâtă! Ultimul apărător este Mitrea. Cred că vom vedea cartonașul roșu, da? Într-adevăr, Mitrea primește cartonașul roșu. O bulină neagră în plus pentru el. Oricum a jucat de nota 3 și cu acest cartonaș roșu probabil va fi de 2. Și încă o dată îi dăm dreptate patronului Stelei pentru acest jucător. Nu este de Steaua. Te-a mâncat meciul. Nu te poți baza pe el. Să vedem o lovitură liberă destul de periculoasă, care va fi executată de către Serediuc. Serediuc are un șut puternic. Șut! Însă portarul Niță prinde acest balon deviat. Și fluier final! Fluier final! Steaua pierde la Chiajna. 2-1 pentru echipa din localitate. La revedere! Mulțumim, să mergem și în bănie. Minutul 89, final incendiar aici, rog colegii să mă lase să închei meciul, sunt foarte multe ocazii, două ale Astrei și două ale Craiovenilor. Continuare Budescu, îl găsește pe Bugeman, să se aruncă la sacrificiu Cai și fluier final în aceste momente. Craiova câștigă meciul cu 1-0, prin eurogolul marca de Mazărache. Vă spune la revedere Grigore Elisei. Să dăm legătura și pe celelalte stadioane. Final de meci pe Național Arena. 2-1 victoria gazdelor. O victorie meritată, pot să spun. A fost o încenare fantastică. Publicul, spectator pleacă mulțumit de la stadion. 2-1 scor final. La revedere doamnelor, domnișoarelor și domnilor. O seară plăcută vă dorește Ilie Dobre. Așteptăm finalul de meci aici la Botoșani. Voluntariu, iată, câștigă fluier final. Așteptăm din moment în moment finalul meciului. Și iată a venit, 0-1, Timișoara câștigă. La revedere!
S-a terminat meciul la Constanța 0-0. Asta e singura ocazie, bara lui Răzvan Marin. La revedere! S-a încheiat și această ediție. O să ne vedem în partea a doua emisiunii, unde vedem echipa etapei, top 3 la goluri și reacții după meci.